ziua. Poți să încep, da? Da, da. Conferința noastră de presă de astăzi are un titlu: PNL și responsabilitatea asumată în domeniul medical. Și am să încerc să vă prezint trei categorii de probleme. O primă categorie se referă la constatările din raportul Curții de Conturi pe anul 2010. O a doua categorie de probleme se referă la neajunsurile pe care PNL-ul, dar și dumneavoastră și populația le identifică în sectorul sanitar românesc. Și a treia categorie de probleme, câteva direcții pe care PNL-ul le are în vedere atunci când va forma guvernul. Și începem cu ce se întâmplă astăzi în România, în sectorul sanitar. Din punctul nostru de vedere, asistăm la cea mai neagră perioadă din istoria sistemului medical și aș putea face o precizare ca urmare a modernizării pederiste a statului român. Acest lucru, așa cum vă spuneam la început, este confirmat de raportul Curții de Conturi pe anul 2010, care în prezent se află în dezbaterea Parlamentului României. Înainte de a intra în câteva exemple de raport, vreau să fac o altă precizare. De aproximativ 3 ani, guvernarea Băsescu-Boc și mai nou Băsescu-Ungureanu se agită haotic, folosind și un termen medical spasmodic, pentru o viitoare lege a sănătății. Întrebarea e, crească de ce? Există o lege a sănătății din anul 2006. Legea, vă aduc aminte tuturor, poate unii au uitat, a fost adoptată cu acordul total al PD-ului și al UDMR-ului, care la vremea respectivă formau majoritatea guvernamentală și parlamentară. Iar legea a trecut chiar prin angajarea răspunderii guvernului în februarie 2006. Cred eu că explicația este alta. După anul 2009, în fruntea sistemului sanitar, asistăm la neprofesioniști, să spunem deschis, incompetenți, care n-au reușit să continue o reformă complexă și destul de amplă, cu foarte multe probleme. Și atunci lucrul cel mai simplu pe care îl pot face politicienii în asemenea situații este să dea drumul la circ. Și circul pe care îl fac de 3 ani cu o nouă lege a sănătății a reușit în mare parte să potolească așteptările oamenilor și mai ales nemulțumirile oamenilor referitoare la sectorul sanitar din România. Acum observați că au început de câteva luni de zile o altă dezbatere pe un alt proiect de lege. Poate că ar trebui toată lumea să se întrebe simplu, logic și corect. Dacă 3 ani n-au fost capabili să ducă mai departe o reformă care avea toate cerințele puse într-o lege, au capacitatea să facă o lege mai bună? Eu cred că răspunsul de la sine că nu. În al doilea rând, dacă în 3 ani n-au reușit decât să blocheze reforma și uneori chiar să o întoarcă din drum, și lucrurile cele mai grave le știți și dumneavoastră prin politizarea extremă, exagerată a sistemului sanitar, atunci ne întrebăm la ce bun o nouă lege a sănătății pe care oricum nu vor avea posibilitatea să o adopte ei, pentru că nu vor mai avea majoritate parlamentară și mai ales nu o vor putea aplica. Pentru că o asemenea lege, presupunând că ar trece, ea se va putea aplica probabil din 2013-2014, când oricum nu vor mai fi la guvernare. Atunci, pentru ce acest circ? Poate întrebați și dumneavoastră, noi am întrebat și n-am primit niciun răspuns. Poate noul prim-ministru,
domnul Ungureanu, să înțeleagă că irosește resurse guvernamentale și că, de fapt, cheltuiește bani public fără niciun fel de eficiență, fără niciun fel de concluzie, până la urmă, că despre asta discutăm. Dar haideți să continuăm mai bine cu exemple din raportul Curții de Conturi, pentru că eu cred că aceste lucruri nu mai pot fi contestate de nimeni. Este un raport pentru anul 2010, pentru 2011, știți bine cum s-a închis raportul. Și vom veni cu o serie de exemple care, cred eu, sunt mai mult decât sugestive. La pagina 28, vreau să fiu foarte exact, ca și dumneavoastră să puteți să verificați ceea ce vă spun, că sunt fapte și nu sunt vorbe. Deci la pagina 28 din raport, veți găsi, în perioada 2003-2009, s-au cheltuit pentru informatizarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 225.630 lei. Iar numai în anul 2010, deci față de ceilalți 7 ani, s-a alocat o sumă aproape egală, 202.930 lei. Cu toate că toți știm că nevoile pacienților erau altele. Că a fost cea mai gravă subfinanțare a sistemului sanitar românesc în anii 2009, 2010, 2011 și sigur vom vorbi și despre 2012. Asta arată de fapt că această instituție, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, a alocat atâția bani pentru un sistem care nu aduce astăzi niciun beneficiu. Pentru că, așa cum spune mai departe raportul, sistemul nu aduce indicatori verificabili, ci sistemul este perfectibil. Deci, cu alte cuvinte, sistemul mai are nevoie de alți bani, mai e nevoie să se facă alte cheltuieli, până când vom avea un sistem care să facă poate ceva în sensul de a avea informații în timp real, în sensul de a avea informații credibile. Același raport, la paginile 264 și 265, prezintă execuția bugetului Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. La data de 31 decembrie 2010, evident. Haideți să vedeți ce constatăm aici. Drepturi care trebuiau plătite și încasate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate se ridicau la cifra de 23,3 miliarde lei. S-au încasat numai 17,7 miliarde lei, adică 74%. Cu aproximație 1,3 miliarde de euro. Deci atât au reușit să colecteze autoritățile, restul fiind ce credeți? Evaziune fiscală, fraudă, înțelegere, îngăduință față de clienții politici. Și vă dau acum cifrele de colectare pe cele două instituții cu atribuții în domeniul colectării contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate. Și anume, ANAF-ul a colectat un procent de 68,7%. ANAF-ul știți că are sarcina să colecteze banii de la angajatori, deci de la firme, iar Casa Națională de Asigurări de Sănătate a încasat astronomicul procent de 55,4% din sumele care trebuiau colectate. Casa are responsabilitatea încasării contribuției pentru angajați. Deci pentru cei care plătesc ei din propriul buzunar. Cu alte cuvinte, observați că pe nimeni n-a interesat să se încaseze banii și astfel banii să poată să intre în sistem și să se poată face ceva cu acești bani pentru sănătatea oamenilor. La pagina 273 avem opinia de audit a Curții de Conturi pe care am să vă citesc, pentru că așa este corect. Deci, luați în ghilimele ce vă citesc. La nivelul CNAS,
a fost exprimată, și asta vă rog să subliniați cu majuscule, opinie de audit adversă. Adică nu este de acord Curtea de Conturi cu tot ce s-a întâmplat la CNAS. Motivată de faptul că valoarea abaterilor constatate a depășit pragul materialității, adică ceea ce trebuia să existe conform legii. Nu au fost respectate principiile legalității, regularității și economicității în administrarea patrimoniului și în utilizarea fondurilor publice. Și mai departe, este o altă parte a acestei fraze, iar situațiile financiare auditate încheiate la 31.12.2010 nu oferă o imagine reală și fidelă a poziției financiare. Curtea de Conturi a emis 32 de decizii pentru remedierea abaterilor constatate. Mai aveți ceva de comentat asupra conducătorilor, managementului acestei instituții? Oricare dintre dumneavoastră știe probabil că o companie privată, dacă auditul ar fi constatat așa ceva, acționarii s-ar fi întâlnit imediat și ar fi demis managementul pentru proastă gestiune, pentru utilizarea frauduloasă a banului public. S-a întâmplat așa ceva la CNAS? Dimpotrivă, ghicitoarea mea, cine a rămas în fruntea casei? Și dumneavoastră aveți toate răspunsurile posibile. La pagina 353 este vorba de Ministerul Sănătății aici. Opinia de audit este tot adversă. Deci, o opinie contrară. Întrucât valoarea totală a erorilor, abaterilor identificate urmare acțiunii de audit financiar, este în sumă de aproximativ 150 de milioane de euro. Deci abate erori, nelegalități de aproape 150 de milioane de euro la 31 decembrie 2010. Din cele două exemple pe care vi le-am dat de la casă și de la minister, din raportul Curții de Conturi, observăm că aproape 1,5 miliarde de euro sunt bani necolectați sau prost gospodăriți. Și cu toate acestea, populația se plânge pe bună dreptate că nu sunt suficienți bani în sistem și ca atare oamenii nu au acces la servicii medicale, nu au acces la medicamente. Ce ar trebui să se mai întâmple ca decidenții politici și guvernamentali să ia deciziile cele mai potrivite? Poate ne voi răspunde. Alte probleme din sistemul sanitar, a doua categorie de probleme, pe care le-am constatat cu toții în ultimii 3 ani. Subfinanțarea sistemului sanitar. În anii 2009-2012. Astăzi România are cea mai mică alocare din PIB din toate țările membre ale Uniunii Europene. 3,2% la o medie a Uniunii Europene de 9%. Deci, cu alte cuvinte, observați că avem de 3 ori mai puțin alocare bani pentru sănătate din PIB decât media Uniunii Europene. Cu toate că, și aici iar trebuie să fim de acord cu toții, avem același preț la utilități, avem același preț la medicamente, avem aceleași prețuri pentru materiale sanitare. Avem prețuri mici, în schimb, pentru forța de muncă, pentru medici și pentru asistenți medicali. Ne batem joc de ei și ei pleacă. Și probabil că vom ajunge să nu mai avem cu cine să lucrăm în sectorul sanitar românesc. Ce mai știm? Ce am mai văzut în acești 3 ani? Închideri masive și nejustificate de spitale, micșorând accesul la mii de pacienți la serviciile vitale, esențiale, necesare salvării vieții, ori realizării unor tratamente curative care nu se pot efectua acasă. Și se făceau în acele mici spitale care erau arondate la diverse orașe și comune. Planificarea, mai nou dacă ați observat, planificarea îmbolnăvirilor,
a duratei de spitalizare, a costurilor pentru tratament. Toate vorbind așa, la modul general. De parcă noi am vorbit tot la modul general, de pacienți și de boli. Nu. Noi avem pacienți cu anumite boli sau avem anumite boli pentru anumiți pacienți. Și în consecință, o asemenea planificare nu se poate face global. Ea trebuie făcută individual. Și pentru asta există legislație. Dar ea nu se aplică. Legislația pe care am dat-o în anul 2006 poate astăzi să rezolve aceste probleme prin tratamente medicale de zi. Nu e nevoie să ții bolnavul internat o săptămână. Poți să rezolvi problema unui bolnav și într-o zi. Dacă aplici ghidul terapeutic, dacă aplici protocolul terapeutic, cu alte cuvinte, dacă aplici normele profesionale. Dar cu politruci incompetenți puși la conducerea spitalelor, n-ai cum să faci reformă și n-ai cum să faci aceste lucruri în sistemul sanitar. Criza finanțării medicamentelor, a spitalelor, a efectuării analizelor medicale, criză care este patronată de incompetența conducerii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Pentru că noi vorbim de fonduri publice, dar din nefericire, ele sunt alocate pe casele județene sau pe anumite categorii de servicii medicale după criterii de cu totul altă natură, criterii arbitrare decât cele profesionale. Este o lipsă creasă de autoritatea Ministerului Sănătății. Pentru că politica sanitară, conform legii, trebuie să o facă Ministerul Sănătății. În schimb, ea a fost lăsată pe seama CNAS, pe seama Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Și o să vedeți, de exemplu, pe care vi-l dau, că am dreptate. În subordinea Ministerului Sănătății se află Școala Națională de Sănătate Publică. Această instituție are un atribut extraordinar de important. Și anume, să verifice decontările pe care le fac spitalele în relația cu Casa de Sănătate. Ar trebui să spună, acele tratamente au fost corect aplicate, au fost corect prescrise și, în consecință, cu validarea pe care o face școala, se pot deconta acele servicii medicale. Altfel, ele trebuie corectate, trebuie modificate, astfel încât să nu se fure din banul public. Cu toate acestea, Școala de Sănătate a ajuns, de fapt, sub subordinea Casei Naționale, pentru că Școala de Sănătate a permis perpetuarea unui sistem de căpușare în sensul a spitalelor, în sensul de a face consultanță privată privind modul în care se face codificarea cazurilor de spitale. Și în felul acesta se schimbă tarifele de decontare. Și unele spitale primesc bani mai mulți, altele bani mai puțini, dar numai după creion, după condei, nu după realitățile de acolo. Ce face Ministerul Sănătății? Nimic. Debandadă în toate sectoarele administrative sanitare, mai ales în cele referitoare la aprovizionarea cu materiale sanitare, cu medicamente, unde veți vedea că majoritatea spitalelor sunt căpușate de firme ale clientelei politice. Sunt câteva firme în România astăzi care asigură materiale sanitare pentru toate cele aproape 400 de spitale din România. Restul n-au acces în sistem. Firme controlate de domnul Cocoș. Puteți să le verificați la Registrul Comerțului și prin interpuși. Dispariția de farmacii. Veți observa, dacă vă duceți la Registrul Comerțului și la Colegiul Farmaciștilor, că în ultimii 3 ani au dispărut circa 20% din farmaciile existente în România la sfârșitul anului 2008. Unele s-au vândut lanțurilor de farmacii, altele au preferat să intre în faliment. Pentru că n-au mai făcut față la decontările care au ajuns de la 30-90 de zile, cum era legea, la aproape un an sau chiar peste un an. N-au mai făcut față. Nenorocirea este că cele mai multe din aceste farmacii sunt din mediul rural, nu din mediul urban. Deci acolo unde deja aveam deficit de farmacii. Deja acolo unde erau probleme cu asigurarea de medicamente pentru cetățeni.
Și o ultimă constatare, pentru că ele sunt foarte multe, dar am încercat să selectez o parte dintre ele, se referă la o instituție care, din punctul meu de vedere, are importanță strategică pentru România. Este vorba de Institutul Cantacuzino. Acest institut a fost, din punctul meu de vedere, distrus programat. Deși i-am alocat bani mulți până în 2008 ca să le retehnologizăm și să devină instituția unică în Europa de Est care să facă vaccinuri în mod deosebit și care să poată să facă vaccinuri pentru noi, pentru țară și să și exporte, mai avea nevoie în anul 2009 de 1 milion de euro ca să poată să asigure sistemul de calitate, GMP-ul, și să poată să fie acreditat de organismul internațional european. Acei bani nu s-au dat, nu s-au dat în 3 ani. Și ca atare, institutul nu mai face vaccinul și se degradează în fiecare zi. Știți foarte bine că deja s-au retras foarte multe vaccinuri pentru că nu există sistem de calitate. Rețineți, acest institut stă într-un 1 milion de euro pe care țara românească nu îi dă. Și noi avem o instituție strategică. Ar trebui să vă spun câteva cuvinte despre ceea ce gândim noi. O să fiu scurt. O să încerc să vă dau numai direcțiile, fără să intru în amănunte, iar cine dorește, există text scris și poate să preia de aici o serie de idei pe care eu sper ca dumneavoastră să le duceți mai departe la nivelul opiniei publice. Evident că prima și cea mai importantă direcție pe care trebuie să o aibă orice guvernare, dar o guvernare USL, o guvernare liberală în domeniul sănătății, cu atât mai mult trebuie să o aibă în vedere. Finanțarea corectă a sistemului sanitar. Noi ne-am propus ca în guvernarea următoare să începem finanțarea cu 6% din PIB. Această finanțare să o asigurăm pe câteva surse. Ca să se înțeleagă. O primă sursă trebuie să fie contribuția statului român, adică a bugetului de stat. O a doua sursă, taxa de viciu. Este o taxă pe care am introdus-o în legea din 2006 și pe care astăzi Uniunea Europeană o generalizează în țări din statele membre. Ceea ce e clar că și noi trebuie să o ducem mai departe și să o perfecționăm. Asigurări private de sănătate care, rețineți, acest lucru este important, să fie deductibile din impozitul pe venit al fiecărui cetățean care plătește venit, impozit pe venit, și, bineînțeles, al fiecărei companii din impozitul pe profit. Astfel încât să creștem, în cadrul pachetelor salariale, interesul angajatorilor să asigure cât mai multe servicii medicale pentru proprii angajați. Și o cotă între 2 și 4% din salariul minim pe economie, o cotă de solidaritate pe care să o plătească toți cetățenii care încasează venituri. Și cotă care să fie utilizată pentru cazurile sociale. Cu alte cuvinte, să nu intrăm din banii pe care îi dau oamenii să facem activitate socială. Să intrăm din solidaritate să facem activitate socială. Iar cine dă bani pentru sănătatea lui, să știe că îi folosește corect pentru propria sănătate. În acest sens, evident că se desființează această birocratică instituție care înseamnă Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care astăzi, după opinia mea, este pe cingenea sistemului sanitar românesc. Va trebui, pentru o sursă suplimentară de finanțare, să negociem mult mai bine cu Uniunea Europeană, cadrul financiar 2014-2020. Au fost țări precum Portugalia, Irlanda, Slovacia, Cehia, Spania, care au avut și în acest cadru financiar 2007-2013 fonduri financiare de la Uniunea Europeană pentru sănătate. Din păcate, România n-a știut să negocieze până în 2004 așa ceva. Dar acum putem negocia pentru 2014-2020. Putem pentru investiții și pentru prevenție. Și banii pot, într-adevăr, să rezolve multe din problemele noastre de infrastructură. Mă refer la reluarea programului de spitale regionale de urgență, spitale județene de urgență, de finalizarea generalizării SMURD-ului, de refacerea anumitor secții de unități
de urgență și așa mai departe. Pachetele de servicii medicale este o altă direcție și ne referim aici la pachetul de servicii medicale esențiale pentru viața tuturor cetățenilor, finanțat din bugetul de stat, în care asigurăm trei categorii de servicii. Serviciile de urgență, serviciile obligatorii de prevenție, pentru că trebuie să învățăm pe oameni, trebuie să educăm pe oameni să aibă grijă de sănătatea lor când încă sunt sănătoși și să putem să prevenim, costă mult mai ieftin decât să tratăm, și bineînțeles programe naționale de sănătate, acele programe care se referă la boli cronice, ne referim la bolnavii de diabet, la bolnavii de hipsida, la bolnavii de tuberculoză, boli cardiovasculare și așa mai departe. Și a treia mare direcție, că e reformă, se referă la restructurarea asistenței medicale, punând accentul de integrare a activității medicale pe medicul de familie. Și de aici dezvoltarea întregului sistem de corelare cu asistența medicală ambulatorie, cu asistența medicală spitalicească. Se optimizează fondurile. Știm că prin medicul de familie putem să triem accesul cetățeanului la orice alt tip de serviciu medical și că el costă foarte ieftin. Ne interesează să prevenim, ne interesează să asigurăm servicii permanente pentru cetățeni care să-i ferească pe oameni de îmbolnăviri și să îi trimită pe oameni la spital numai atunci când este nevoie. Și în felul acesta, această restructurare medicală, dar și economică, poate să capete o corelare firească. Fac încă un apel la dumneavoastră pentru o idee care eu cred că este mai mult decât importantă, în ciuda ce auziți demagogic vorbindu-se de cei care ori nu știu, ori vor să introducă idei false, teme false în discuție pe sănătate. Și anume, mă refer la lista de medicamente compensate. Această listă nu mai este actualizată din 2008. O să mă întrebați și ce dacă. Nu e așa. Pentru că între timp au apărut foarte multe medicamente noi, medicamente inovative, pe care dacă le-am introduce pe listă și le-am dat cu discernământ, dacă cu raționament personal, profesional s-ar prescrie, atunci foarte multe boli s-ar trata foarte repede. Și omul n-ar trebui să stea bolnav o lună sau patru, ci ar putea să se facă bine într-o săptămână sau în două. Care e interesul statului român? Să se facă bine cetățeanul cât mai repede ca să-și reia activitatea. Să poată să revină la locul lui de muncă, să producă impozite și taxe până la urmă. Nu este interesul statului român să țină un bolnav acasă 4 luni, 5 luni, un an sau chiar să-l pensioneze pentru că nu-l tratează cu ce trebuie și când trebuie și cum trebuie. Aceste lucruri trebuie înțelese. Noi vorbim aici de cost-eficiență, nu vorbim de păsări, de păcari, așa cum ne spun unii din cei care ne vorbesc astăzi despre sectorul sanitar. Și evident, ultima idee, pentru că ea trebuie afirmată categoric, eficientizarea utilizării fondului public din sectorul sanitar. Este clar că sunt abateri. Este clar că sunt găinării în sectorul sanitar. Este clar că este nevoie de control corect al banului public. Și aceasta este o direcție care se poate realiza cu voință politică. Cel puțin eu, ca președinte al Comisiei de Sănătate a PNL, am primit acordul politic al PNL-ului să putem să facem asemenea controle atunci când vom fi la guvernare. Și trebuie să o spun public, pentru că este o decizie luată de Partidul Național Liberal. Vă mulțumesc. Și acum, vă să pun întrebări. Raluca Crucea, România TV. Vreau să vă întreb cum comentați faptul că din 67 de spitale închise, doar 19 vor fi transformate într-adevăr în căminele de bătrâni despre care se vorbea. Este exact ce v-am spus. Totul este haos. Ceea ce s-a făcut după 2009, nu s-a făcut ca reformă, ci s-a făcut pur și simplu din dorința de a face economii. Dacă a închide spitale și a nenoroci oameni înseamnă economie,
atunci, din punctul meu de vedere, acest lucru este crimă. Și unii vor trebui să plătească pentru asta. Toate că n-au ajuns, n-au venit încă acele zile. Dar eu cred că se va întâmpla ca unii să plătească pentru ceea ce au făcut. Ce spuneți dumneavoastră este un exemplu că tot ce s-a făcut fără cap, fără discernământ, fără corelare, fără coerență, pur și simplu să spună cuiva, poate femeiului, poate mai știu eu, lui altcuiva, că au redus 7 lei. Asta a fost tot. Andy Manciu, de la B1 TV. Domnul Nicolescu, în acest moment este în desfășurare o percheziție la primarul Aradului, domnul Gheorghe Pacă. Credeți că acest gen de acțiuni vor avea efect asupra modului în care este percepută justiția de oficiali europeni? Credeți că va avea finalitate? Dacă am pune problema în acești termeni, atunci ar fi păcat. Eu cred că cel puțin de o perioadă de timp, justiția pare să lase o impresie că dorește să acționeze. Că o face din proprie inițiativă, ceea ce ar fi un lucru minunat pentru această țară. Că o face la presiunea autorităților, sau unor autorități, ca să nu dau nume neapărat. Faptul că produce efect este un lucru pozitiv. Dacă o face la presiune, arată că statul român nu este un stat de drept. Că statul român are încă multe alte lucruri de învățat. Dar cum democrația se învață în mulți ani, măcar să facă ce trebuie, chiar cu presiune, și probabil că atunci când vor fi curățate foarte multe locuri de corupție, de încălcări ale legii, și când instituțiile statului vor începe să fie ele însele conștiente că sunt a treia putere în stat, vorbind de instituțiile din justiție, atunci, într-adevăr, ne apropiem de statul de drept pe care eu îl aștept. Vreau să vă mai întreb dacă știți să fie și alți lideri PDL parlamentari, primari, care să vină alături de PNL în perioada următoare. Nu știu, există discuții? O să vă dau un răspuns foarte cinstit și foarte sincer. Chiar dacă aș fi, nu v-aș spune. Domnul Frunză Verde și-a depus adeziunea la PNL, efectiv? Din câte știu, după discuția pe care a avut-o cu domnul președinte, s-a hotărât ca pe plan local să se facă un calendar pentru îndeplinirea tuturor acestor formalități, calendar care se va derula până la sfârșitul săptămânii viitoare. Da. Aș vrea să insist asupra întrebării colegului meu. Este informat că deja au fost discuții oficiale în privința venirii lui Iosif Secășan la PNL, senatorul PDL. În acest moment știți ceva despre acest subiect? Vă răspund la fel, chiar dacă aș ști, nu v-aș răspunde. Mi se pare absolut normal ca într-o perioadă în care sunt discuții, vă imaginați, destul de delicate. Nu sunt discuții simple. Și nu sunt nici discuții care să nu fie oarecum jenante. Atunci este corect ca ele să fie, până în momentul finalizării, să fie ținute acolo, la locul pe care îl au. Adică tatonări. Mai fac o precizare și aceasta o fac din punct de vedere strict personal. Ca să nu fie niciun fel de discuție. Știu, pe bună dreptate, că se discută și noi am fost primii care am avut o atitudine destul de tranșantă pe ceea ce se numește traseism politic. Deci eu sunt primul care critic traseismul politic. Și eu sunt primul care accept greu o asemenea atitudine politică. Dar problema aici este nu de nuanțare. Că probabil veți spune, toți politicienii până la urmă sunteți la fel. Duceți lucrurile, uite așa, și ca să ajungeți unde vreți. Nu. Părerea care se pune din punctul meu de vedere este următoarea. Traseismul politic, din punctul meu de vedere, înseamnă să pleci întotdeauna de la opoziție la putere. Pentru că numai puterea corupe. A pleca de la opoziție și de la putere și a te duce la opoziție, mi se pare de fiecare dată un lucru de atitudine ideologică. Un lucru de atitudine morală. Un lucru de atitudine comportamentală. Cât timp constați că puterea devine autoritară, devine absurdă, devine ilegală, devine coruptă, atunci, dacă vrei să faci politică, mai bine o părăsești.
dacă nu vrei să fii înhăitat sau să fii cu aceeași etichetă, cum e acea putere. De aceea eu cred că această precizare este importantă. Și mai mult nu comentez. Cu o întrebare v-aș ruga. Domnul Falc a declarat că a primit oferte de la PNL. Îmi faceți, scuzați-mă că vă întrerup și nu-i frumos și îmi cer scuze multe, îmi faceți comentarii despre un primar despre că n-am o părere deloc bună. Și de aceea mi-e și greu să vă fac un comentariu ulterior. Dar sigur, n-ați făcut o întrebare. Domnul Falc a declarat că a primit oferte concrete de la PNL pentru a trece la PNL și a candidat pentru un nou mandat la primărie din partea PNL. Știți ceva despre aceste discuții? N-am auzit, dar mie mi-ar părea rău dacă a gândit la PNL. De ce? Pentru că locul lui este la PNL. Nu poate fi același caz că plecarea de la putere spre opoziție? Dacă ar fi fost mai puțin... din punctul meu de vedere, după informațiile mele, poate că ale mele nu sunt corecte, poate că ale mele nu sunt cele mai bune. Pot să admit acest lucru. Nimeni nu deține monopolul adevărului. Dar, din punctul meu de vedere, dacă ar fi avut mai puține vulnerabilități și mai puține expunere în cadrul greilor susceptibili de corupție din PDL, atunci, într-adevăr, am fi putut să ne întoarcem la prima afirmație pe care am făcut-o. Da? Se pleacă de la putere către opoziție din cauza faptului că a avut probleme cu acea putere. Dar când ești în centrul puterii și ai acces la fondurile puterii și te bucuri de ele, după aceea să te trezești cu două luni înainte de alegeri că ești nemulțumit și că ți se pare că acea putere este abuzivă și că acea putere nu este conformă cu principiile tale, mi se pare puțin cam mult. Da, repet, este o părere personală. Vă mulțumesc, o zi bună! Thank you.